Am râs, am spus glume, astăzi am înțeles și ce trebuie să mâncăm ca să ne simțim bine și să avem mai multă bună dispoziție. Iar în continuare aș vrea totuși așa să luăm o pauză de la spus glume. Da, următoarea mea invitată să ne învețe cum facem să fim zen, liniștiți, și cum facem să conștientizăm că este important să învățăm, să găsim și partea frumoasă și partea hazlie a lucrurilor în orice situație. Următoarea noastră invitată este Daniela Ciobanu, psihoterapeut. Dragă Daniela, bine ai venit! Mulțumesc, Doina, pentru invitație. E o temă așa mai, cum să spun, mai curioasă pentru mine, pentru că eu am o profesie destul de singuratică și îți dai seama că oamenii în psihoterapie nu vin cu lucruri bune și fericite, vin de nevoie, vin plângând și mai mult discutăm lucruri triste. De asta, tema de azi a fost o provocare pentru mine. Așa. Ce ține de simțul umorului, da? Sunt trei nevoi de bază umane. Una este nevoia de siguranță, a doua de acceptare și a treia de dezvoltare. Și venind aici, eu de fapt îmi satisfac nevoia mea de dezvoltare, știi? Ca să nu stau pe loc, să nu stagnez, și asta este un pas către fericire. Dacă avem grijă de cele trei nevoi în viața noastră, ne asigurăm un mediu sănătos și fericit, o armonie. Okay. Daniela, mi-ai dus așa cu gândul către o zonă, către altceva. Îți mărturisesc că am și eu un prieten apropiat care este psihoterapeut. Oh, super. Și eu întotdeauna îi pun tot felul de întrebări despre activitatea sa. Știu că nu are voie. Da, suntem foarte secretoși. Da, nu are voie să-mi spună nimic și nu-mi spune practic nimic niciodată. Dar e un psihoterapeut bun. Da, da. Și mi-a și zis odată, nu m-a mai întrebat, oricum nu pot să-ți spun. Okay. Lasă-mă în pace. Dar mi-a zis odată un lucru foarte care mi s-a părut interesant, că de multe ori pacienții săi sunt oameni care au de toate și ei sunt conștienți de faptul că au tot, sunt sănătoasă, am familie, am de toate, am job care îmi place și nu sunt fericită. Învață-mă să fiu fericită. Uh-huh. De unde? Cum se întâmplă asta? De ce avem totul și totuși simțim că nu avem nimic? Oi, cauzele sunt foarte diferite. Eu sunt existențialist de felul meu, adică abordez fiecare om ca o entitate și de fiecare dată descoper omul. Nu pot să generalizez pentru toți, pentru că cauzele fericirii sunt comune pentru toți și le cunoaștem, iar cauzele nefericirii sunt foarte speciale. Da? Dar ce aș putea să spun așa, per general, progresul în terapie vine atunci când omul se acceptă. Are o imagine despre sine, devine bună, este în contact cu el însuși, da? Și, de exemplu, eu discut cu tine și tu începi să ai încredere în mine. Între noi se produce o conexiune și pe conexiunea asta începe râsul și bucuria și acceptarea. Tu te simți complet acceptat în cabinetul de terapie. Orice ai faci tu este ok. Orice ai faci tu este acceptat. Nu poți să mă uimești cu nimic, nu poți să mă dai peste cap. Adică e acceptarea aia primară pe care o avem nevoie de la părinții noștri și din păcate nu o primim. Dar în cabinet se întâmplă minunea asta și da, nivelul de fericire crește. Clientul începe să râdă. Eu numesc clienți, nu pacienți, pentru că dacă clienți. Îi spun pacient, atunci îl pun mai prejos decât mine. Pentru mine, oamenii care vin la mine sunt clienți. Sunt eu cea de jos, da? Și ei sunt un pic mai sus ca mine. Aha. Uh-huh. Și atunci pot să-i accept. Credeam că dacă acest termen de client, cel puțin pe mine, mă duce cu gândul la ceva comercial, la ceva așa... Da, dar vezi că un client când vine în restaurant, el comandă, el ghidează, da? El e principalul. Și în terapie la fel, clientul e cel principal. Nu e pacient, el nu suferă, el e client. Uh-huh. El dirigează terapia, el este la volan. El este șofer. Da, da, da. Am aflat, iată, un lucru chiar... Curios, da. Da, da, da. Daniela, este importantă autoironia? Da, chiar și m-am uitat când a intrat Sergiu Munteanu aici și eu mă uitam la televizor și el a început că ce trebuie să mâncăm ca să fim fericiți. Și eu acum exact o oră, pregătindu-mă de emisiune, mă gândesc, trebuie să fac o cură de slăbire, cred că am pus 2 kg. Și autoironia a fost, Ar fi bine să am dreptul să mănânc măcar ceva, știi, adică autoironic. Și de aici, mai departe, tema cu simțul umorului, da? O formă a simțul umorului este o agresiune, de fapt, da? Aici am avut un simț al umorului cumva morbid, corect? Adică am fost agresivă cu mine însumi, mi-am dat seama ulterior de ce am glumit așa, știi? Pe seama lui Sergiu, tipul ăsta ce o să-mi zic, știi? Mi-ar fi bine să-mi spună că am voie să mănânc ceva, măcar ceva. Da? Și asta a fost un fel de autoironie, da.
Asta e o formă a simțului umorului. A doua formă este atunci când într-un context, e o rupere de context care creează o încordare și după aia ca descătușare vine râsul. Ca în bancuri, da? Da. De exemplu, Ion la școală. E un banc foarte vechi. Spune-ne, spune-ne. Da, da. Ion la școală este la ora de geografie, la zero la geografie, profesoara îl ridică în picioare și întreabă, măi Ion, spune ceva despre India, la tabula rasa, nu știe nimic. Zice, măi Ion, dar ce importăm noi din India? La nimic. Zice, băi Ion, tu ce bei în fiecare dimineață? Zice, domn profesor, noi și moarea tot din India o importăm. Adică înțelegi ruperea aia de context, că tu te aștepți că el va zice ceai și el spune moare. Și așa se produce umorul, da? E o disonanță cognitivă, se creează o disonanță cognitivă care, ca răspuns, are râs. Mm-hmm. Mm. Și a treia formă este umorul instinctiv. Noi râdem de când suntem mici. Da, și nu ne învață nimeni să râdem. Da, conform ultimul studii în neurobiologie, noi avem 6 emoții înscrise în ADN. Una din ele este bucuria. Și atunci râsul ne este dat de la Dumnezeu, cum ar veni. Instinctiv, înscris în ADN, noi ne bucurăm și râdem. Și celelalte 5? Care 5? Celelalte 5 emoții? Oi, aici vine ne-a venit așa pe loc, nu? Este tristețea, furie. E tot genetică, tot da, așa. Frica, tristețea, furia, uimirea și disgustul. Adică din câte vezi doar o emoție pozitivă. Da, și 5 negative. Da, pentru că emoțiile negative ne-au făcut să supraviețuim. De asta tema de azi este atât de importantă. Pentru că, de fapt, nu suntem predispuși să înveseli. Suntem predispuși să suferim. Vai, Daniel, eu sunt, să știi că eu sunt pe aceeași undă. Adică eu tot sunt în zona asta. Și eu cred că emoțiile astea negative, datorită lor, nu din cauza lor, datorită lor am evoluat, da. Datorită fricii, datorită panicii, datorită așa, am învățat să ne ascundem de pericole și am evoluat. Și e interesant că, uite, tu ai fost foarte sinceră și ai zis că pentru tine e mai puțin obișnuită tema asta. Dar cu clienții tăi vorbești despre... Nu știu, abordați subiectul ăsta cu simțul umorului, să învețe să râdă de ei înșiși sau să învețe să nu ia totul așa de asta serios. Asta ar însemna să fie o directivă cu ei? A, și nu se poate. Să învăț alte lucruri și toată viața lor noi suntem învățați cum trebuie să fim și scopul terapiei este să-ți lărgești conștientizarea, da? Să conștientizezi cât mai multe din tine și să-ți dai cât mai multe acceptare. Adică orice emoție avea, niciuna nu era. Orice emoție e ok. Și de aici vine bucuria, din acceptare. Eu mă accept că sunt tristă, eu mă accept că mi-e rușine, eu mă accept că mă simt vinovată, eu mă accept că sunt invidioasă, da? Ceea ce nu este social acceptat și tot timpul ne-a fost nu fă așa, nu e bine. Fii drăguță, fii comodă. Mesajul pe care l-au primit toți clienții mei în copilărie este fii comod, fii comodă. Nu te exprima așa cum ești. Mi-e este greu să-ți suport lacrimile, mi-e este greu să-ți suport dezamăgirea. Da? Și atunci ar fi ironic să răspund să râdă când ei vor să plângă. Pentru că asta au fost învățați să facă. Să râdă atunci când vor să plângă. De fapt, asta e, știi cum, e o chestie frumoasă în națiunea noastră, în moldoveni, să vedem partea plină a paharului. Așa, aici mai vine un banc. Știi ce înseamnă diclofos? Ai auzit așa un da, termen? Da, am auzit. Mm-hmm. Deci poți să-l folosesc. Care... Un banc de știu. Când aveam vreo 5 ani. Doi gândaci, unul cu picioarele în sus, dă din picioare. Celălalt se apropie de el, zice, și cu tine. Diclofos de el. Nu, breakdance. Adică, înțelegi? Noi chiar dacă murim, nu este rău, suntem intoxicați cu insecticid, noi să ne prefacem când dansăm. Cât tot e bine. Și aici, da, și aici e partea frumoasă. De aici vine puterea națiunii noastre. Da, dar ne mințim. Nu suntem sinceri. Da, dar pe de altă parte, dacă merge, suntem funcționali, ne-am compensat și ok, poate e bine să fie așa, atâta timp cât ești bucuros, da, de ceea ce se întâmplă. Și poți să te bucuri în orice context. Nu e neapărat toată lumea să meargă în terapie, doar cei care suferă de un disconfort. Dacă tu ești cu diclofos și ai breakdown, foarte bine, frate, mergi înainte. Și nu te deranjează, da, ești ok. Daniela, citeam peste tot și am mai văzut studii și așa mai departe și tot felul de practici din astea. De exemplu, oamenii se adună și râd forțat, se impun să râdă sau să zâmbească în ideea că își pot păcăli cumva creierul și creierul la un moment dat o să zică, deci dacă stăpânul meu zâmbește, cum ar veni, înseamnă că e chiar fericit, înseamnă că trebuie să fim fericiți.
Acum și-ți spun. Acum 7 ani de zile am fost eu în India. Este așa un iluminat, se numește Osho. De fapt, da. A fost, a murit, nu știu dacă ați auzit, dar am fost la el în ashram, am locuit acolo și am avut o practică de care îmi spui tu, se numește Mystic Rose. În sine, practica completă durează 21 de zile, noi n-am făcut-o, dar am făcut așa o mini introducere în care o oră am râns, o oră am plâns și o oră am tăcut. Și ce am observat eu în ora asta, că într-adevăr pe plâns îți vin amintirile triste, disconfortante și pe râs, într-adevăr îți vin imagini frumoase din viața ta și cumva memoria asta a bucuriei revine. Și atunci, după ce plângi și râzi, ți este mult mai ușor să taci, că nu mai ai anxietate, știi? Nu mai ești îngrijorat de nimic, tu ți-ai dat drumul și în plâns și în râs. Așa că da, eu, pentru mine a funcționat, am testat-o pe mine, funcționează. Ce a fost mai dificil? Ora de râs sau ora de plâns? Ora de plâns pentru mine. Eu sunt o persoană optimistă și ora de râs mi s-a dat ușor. Eu pot să râd și acum cu tine fără niciun motiv. Ora de plâns... mai dificil, știi? Adică nu vreau, eu nu pot să mă privesc acolo unde sunt tristă și tot așa e dintr-o interdicție cumva. Uh-huh. Că trebuie să fiu puternic, trebuie să merg înainte. Sau vreau, mai bine zis. Uh-huh. Deci noi suntem un popor care își impune cumva ideea bucurii. Că totul este bine. Și asta nu e un lucru rău. Asta asta ne face puternici, știi? E chiar frumos. Mie îmi place asta moldoveni, și horele, și dansul, și cântul, adică părerea mea că suntem puternici. Și foarte pozitiv, foarte binecuvântați. Persoanele care vin în Moldova mi-au spus așa un lucru, zice, eu merg pe stradă și am impresia că fiecare om mă binecuvântează. Că voi sunteți așa de pozitiv, încât eu de 2 ori am răspuns cumva mai agresiv și oamenii nu m-au judecat, dar cumva m-au privit așa și am încetat. Deci voi m-ați molipsit cu pozitivismul vostru moldovenesc. Sunteți atât de drăguți și atât de deschiși și comunicarea atât de sinceră între moldoveni că nu vreau să mai plec. Și nu o singură persoană mi-a spus lucrul ăsta despre noi. Cumva eu nu apreciez lucrul ăsta stând în Moldova. Dar vezi că străinii vin și rămân încântați de felul nostru de a fi. Și de bucuria aia care vine de undeva dinăuntru. Sinceră până la urmă. Da. Daniela, îmi permis să te întreb, de cât timp ești psihoterapeut? Psihoterapeut sunt de mai puțin timp, de 3 ani și jumătate. Eu am fost psiholog clinician, am lucrat într-o clinică de boli mentale. În România am practicat psihologia relațiilor, da? Eram mult mai interesată de cum merg relațiile între oameni. După aia am făcut un masterat în psihologie clinică, am lucrat... nu e corect să spui casă de nebuni, o instituție de boli mentale, da, și acum, da, am cabinetul meu și fac psihoterapie în privat. Mi se pare o activitate, dar n-aș zice o profesie, o vocație. Mi este se pare o vocație. Da, este foarte faină și interesantă. Da, este faină, este interesantă, eu mi-ador profesia, o fac cu mare drag. Nu e ușor, la sigur? Nu este ușor, dar satisfacția este foarte mare când vezi schimbarea. Uh-huh. Și când primești mesaje de astea, a, la mine tot e bine, așa, a, și la mine acum e bine, pentru că e bine la tine. Tare fain. Uh-huh. Daniela, mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat această provocare, această invitație a noastră. Da, mulțumesc. Te mai așteptăm, cu mare sincer. Drag. Mersi, uh-huh. Mulțumesc tare mult. Toate bune. Mersi frumos. Continu-